deci am comandat ceva și am zis că extra spicy. M-a spart, deci mai pot să dau de butoare pe. Vai de... Bă, sper cu rama. Ce ne-ai primit, ce înseamnă de parte, uite, mă curge aici apa, mamă, cum e. Pe bune, de merită toți banii. Da. Mă, băi, merită toți banii, jur. Amice, ce faci, amice? Ce faci, băi? Des, ce faci, mă, dar răspundi. Are puiul sub ea. Hai că avem mâine, vezi că avem sală pe la Jungle Box, da? Hai. Salut, amicioi, și bine v-am regăsit la un nou vlog. De data asta îți facem un motovlog, primul meu motovlog de pe un scooter. Ia uitați aici Furia Roja. Nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like pentru că urmează un super, super video. Avem aici GoPro pus pe piept, avem la valiera să ne auzim bine. Și haideți să vedeți cum este traficul în Bali, cum se merge în Bali. Și o să vedeți mai multe, că o să mergem, trebuie să bag și benzină, să schimb și niște bani, avem treabă. Ia uitați scheia și haideți să vă prezint scula. Aceasta este scula, amicii mei, este vorba despre un scooter șmecher de tot, nu știu exact ce marcă e, dar ia lui Cucu, îi mulțumim mult că ni l-a oferit. Și uitați-l cum arată, e așa, e futurist, e mai nou, e nebun. Și acum o să mergem direct să-i băgăm niște benzină, de fapt trebuie să merg să schimb și eu niște bani, după care mergem să bag niște benzină, așa că nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like pentru această bestie. Primul meu car vlog de pe scooter, ești nebun, ia uite și tu. Hai că e mișto, hai să ne urcăm pe el și să vedem. Gata, tata, ia să bag și eu telefonul aici, ca să și mergem. Ia uitați cum se face, gen aici cheia trebuie să arate verde, este deschis, înseamnă că e deschis, bun, deci asta este cheia. Și numai puțin să-mi pun și o ghiozdanul în spate, aici îi dăm, îi punem contactul. Bercica versus motoscooter. Cum dracu se punem? Ia uite, bă, că nu mai merge. Ce dracu are ăsta? Cum dracu îi pun ăstuia, bă, contactul? Bă, ce dracu are, mă, băiatul ăsta? Gura, mă. Aha, gata, mă. A, e, mă, ia uite, că trebuia să apăs pe ea. Hai să băgăm cheia aici, ca să vedem cum e asta. Și hai să-i dăm așa o cheie. Gata, tata, a pornit bestia. Bestia noastră. Hai să pun eu GoPro ceva mai bine și haide să mergem, pentru că trebuie să schimbăm niște bani. A, cât de mișto merge asta. Trebuie să mergem să ne schimbăm și niște bani și să vă povestesc despre cum am făcut accident cu scuterul. Ia uite-l, tată, merge bercică cu scuterul de n-are treabă. Și uitați pe unde stau eu, adică ca să înțelegeți pe unde stau eu. Ia uite și o pârlă în fața mea. Bă, da, e chiar mișto ăsta lucru, îmi place cum funcționează. E mai ușurel decât ce am condus eu până acum. Dar frânele nu-mi plac, uite. Frânele sunt puțin cam slabe. Or, e mai greu cu el, că e foarte îngust aici. Hai să luăm așa ușor. Da, amici, bine v-am regăsit la un nou car vlog, motovlog, de fapt este primul motovlog. Și o să vă arăt unde, deci aici stau eu și uitați ce drum trebuie să fac eu ca să ajung la principală. O să vă arăt traficul din Bali, o să vă arăt cum am făcut accident cu scuterul, că da, chiar am făcut un accident cu scuterul. Filmați-l, bă! Asta e, se mai întâmplă. Dar mai întâi, haideți să ne schimbăm niște bănuți. Așa, ușor. Și vreau să apăsați acum pe butonul de like și poate vă întrebați că de ce n-am cască. Ei bine, n-am primit cască. Am văzut că nu foarte multă lume are cască pe aici, așa că oarecum îmi asum riscul, știi? Asta e. Știu că nu e bine ce fac, dar n-am avut cască. N-am primit cască și n-am. Ia să vedem. Dar aici scuterul este viața. Aici dacă n-ai scuter, ești zero. Aici marea majoritate merg cu scuterul. Bă, dai puternicuț ăsta. O să-i dăm așa un o să-i dăm și mai tare, o să mergem și mai încet cu el. Aici toată lumea are scooter. Absolut toată lumea. Copiii văd, dar absolut toată lumea are scooter aici. Bine, aici o să merg eu puțin mai încet. O să-mi pun și ochelari în ochi, pentru că o să-mi cadă dacă îi țin așa. Și o să mergem să vedeți traficul, pentru că aici este foarte aglomerat. Este exagerat de aglomerat. Și o să vă arăt cum am căzut, cum am făcut accident.
pentru că am făcut accident și o să vă și povestesc puțin. Bam. Bă, da, e șmecherul ăsta, are și stai, stop. Ia uite-l ce damaraj are. Bam. Trebuie să mă duc să schimb niște bani acum ca să-i dau ăștia să-mi dea 2 litri de benzină. Bam. Mamă, ce e aici, mă? Ia uite pe mii. Right. Ce dracu avea asta, mă? Ia să vedem. Uite, aici, aici trebuie să mă bag eu să schimb niște bani. Ok. Așa, ia să ne băgăm aici. Ce au ăștia, mă, declaționează? Deci ăștia aici toți sunt nebuni. Asta ca să știți. Deci aici toată lumea e pe grabă, e pe scandaluri, e pe așa mai departe. Hai să vedem. Cheia am luat-o, e bine, e bine că e cheia. Hello, please exchange me 100. E gabul meu. Bă, încă de borseta, băi, frate. Încă de borseta de pe mine. Tam 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 tam. Prostul meu, uite-mă, bă, am un papuci în short, ce vrei tu. Thank you, bye. Aici așa se schimbă, deci gândiți-vă că este un fel de second hand, așa. Stai să-mi bag și eu telefonul în borsetă din nou, pentru că mai avem treabă. Mam. Ia să vedem, îmi trebuie iar cheia să-l dezgrop. Unde e cheia acum iarăși? Băga mi-aș piciorul să-mi bag. A, uite. O să o bag în față, cred că. Este desfăcut. Bun. Și mergem acum pe la baba aia. Dar cred că îi bag eu pe la întoarcere. Hai lasă, că cel mai bine îi bag pe la întoarcere să mă mai întorc. Hai să-i dăm cheia din nou. A, am ăsta. Dacă nu ridici cricul, o să ai probleme mari. Și hai să mergem pe aici. E nașpa pe aici, că eu acum merg pe contrasens cum ar veni. Hai. Deci aici, ca să înțelegeți, trebuie să mergi pe partea dreaptă, pentru că avem traficul pe partea dreaptă. Adică aici se merge invers, stai așa că n-am oglizile bine făcute. Așa. Deci ca să înțelegeți, aici trebuie să mergi cum ar veni cu volanul pe dreapta, pentru că toți au volan pe dreapta și eu trebuie să merg invers. Dar m-am obișnuit, adică nu e asta o problemă. Ca să vă mai zic așa despre trafic aici, ei bine, este foarte aglomerat. Marea majoritate, după cum vedeți, au scutere. Te depășesc, aici este un haos, nu există semne, nu există semafoare, nu există reguli de circulație și așa mai departe. Adică, practic, aici se merge cum la ghici, știi? Adică aici mergi pe la voia întâmplării. Că tot am vorbit de asta, ce să vă mai zic eu? Ei bine, aici se prea poate să te lovească cineva și tu nici să nu știi, sau să te lovească cineva și să plece, se întâmplă destul de des, sigur. Se poate întâmpla oricui. În stânga cred că este centru. Hai să mergem spre centru. Aha. Ia uite-l pe ăsta. Dacă nu ești atent, aici te pot lovi băieții foarte, foarte ușor. Ia uite-l pe Bercică, Ghost Rider-ul. Hai că m-a lăsat pe ea puțin așa. Da, aici te pot lovi și nu o să te întrebe nimeni dacă ți-e bine sau nu. Aici foarte multă lume moare din accidente de scooter și cred că este foarte evidentă treaba asta. Se depășește așa oriunde, iau. Să le faci loc, că trebuie să ai mare grijă la ei. Eu merg mai ușor pentru că nu vreau să fac vreo prostie sau să mă auziți prea prost. Adică, nu știu, uite, de aici cred că e tot de benzină, habar n-am. Și mergem așa, să-i dăm o tură prin frumosul Bali. Scooterul te va costa, dacă vă întrebați de costuri, ei bine, scooterul te va costa undeva la imediat, vă zic, undeva la 45 de lei pe zi ăsta. Sau, da, cam așa, sau cam 50 de lei.
Dar dacă îl închiriezi pe lună, vei plăti undeva la 200 de dolari. Așa că dacă știi că stai mai mult, ia-ți-l pe o lună, pentru că tu oricum o să ieși mai ieftin. Acum nu este o oră de vârf, trebuie să recunosc, dar credeți-mă că e foarte aglomerat aici, este exagerat de aglomerat în zona asta și poate vă întrebați despre cum am făcut eu accident. Ei bine, foarte simplu, am luat și un scooter, mi-am închiriat un scooter și ce am zis, bă, hai că plec și astăzi cu scooterul, bun. Nici măcar nu am făcut video cu el, să zici. Am luat scooterul, bă, și primii metri am dat cu el în șanț. Ei bine, ce credeți? Din ce cauza a fost treaba asta? Pentru că eu am uitat că e scooter și eu am crezut că este motocicletă. I-am dat accelerație, am uitat pe ce sens de ăsta, pe ce sens de mers trebuie să merg și efectiv s-a întâmplat să încurc cum e la scooter. La scooter ai frână cu frână. Ei bine, la motocicletă nu ai așa ceva. La motocicletă ai partea stângă, ai ambreiajul și în partea dreaptă ai frâna. Iar asta m-a derutat pentru că eu am vrut să apăs ambreiajul și cancea ambreiaj, frâna de spate nu mergea foarte bine și am intrat cu el în șanț și m-am făcut de cacao. Mă întrebați să lovi rău? Dar nimic, nu se vede, se ia la poliș. Aia mi-a făcut, ai făcut amiabilă. Gata. Gata. Hai, gata. Da, asta este, se mai întâmplă, adică până la urma urmei nu e asta o problemă. Mai facem și din astea. Ok, merge băietul. Da, e super, bă, baliul ăsta. Astăzi o să mergem și pe la mare. Gagici ăștia, e frumos, bă, oricum. Baliul e chiar frumos, este spectaculos. Mi se pare că centrul este undeva în dreapta, dar oricum e și pe aici. Ia uitați-vă și voi cât de frumos e. Aici când prinzi o oră de vârf, faci cu mașina, gândiți-vă, am făcut 3 km într-o oră și ceva cu mașina. Efectiv este blocat totul aici. Scutere printre mașini, scutere peste tot. Este incredibilă zona asta. Aici suntem într-o zonă oarecum bună, așa. Da, uite, acum a început să se cam aglomereze pe aici. Uite, am ajuns în centru. Aici este cam centrul orașului. Ubudului, așa se numește aici, Ubud. Aici este centru, ia uite. Numai scutere peste tot, aici sunt numai scutere. Deci gândiți-vă că aici dacă n-ai scuter, nu trești, ești un nimic, ești zero dacă n-ai scuter. Uitați-vă și voi pe partea dreaptă câte scutere sunt. Mamă, pălării, mi-ar fi trebuit și... Mamă, ce m-a spus că dă ăsta mine. Aici dacă nu te strecori pe lângă mașini, prin aglomerație, n-ai nici cea mai mică șansă să treci. Și o stai în soare și o să te arzi, pentru că aici în fiecare zi sunt 30 de grade, adică ca să înțelegeți. Ia uitați, am dat de aglomerație. Ia uite. Și eu acum trebuie să o iau așa. Hai mă, mergi. Deci asta îți face aici. Îți te plimbi printre mașini, trebuie să încerci să depășești așa mai departe. Că dacă nu, n-ai nicio șansă. Aici e foarte greu. Ia uitați-vă și voi ce aglomerație și asta e nimic, deci credeți-mă, seara este nebunie. Asta este nimic. Ia uite, pe Johnny, toți, foarte mulți nimeni și americani pe aici. Ia uitați-o pe tanti cum se plimbă, sigur că da, la pretenție. Mă, tot uite, ia să vedem, pot să depășesc și ceva. Ia că fac dreapta pe aici. Urr, nebunule! Că ne ceartă cucu, vede că i-am dat tare. Ia uitați, se plimbă aici, se depășește pe dreapta. N-ai nici cea mai mică treabă. Hai, mergi că m-am încins, ești nebun. Ia uitați-vă la asta, nu, că să-l depășesc pe partea dreaptă, că n-am nicio șansă așa. Hai pe dreapta. Ia uitați-vă, băieți, ați avut aglomerație, luați aglomerație, mâncava jugura. Semnalizare, dreapta. Bă, stai așa, că eu trebuie să o iau. Uite, mă, gat. Mă, dar aici este sensul unicoare. Nu, cred că. Bă, e sensul unic aici, mâncavaș. Că nu-mi dau seama.
Bă, dacă n-au indicatoare, ce dracu să le ceri? Dar nu văd pe nimeni să meargă în direcția aia. Să-mi bă piciorul, nu știu. Ia uitați-vă și voi, pe aglomerație aici. Aglomerația, dracu. Bine, de fapt, ăștia s-au cam băgat, știi? One way, iese share, share. M-a luat pe la poliția. Sunteți nebuni? M-a luat garda. One way, one way. M-a certat el, dar... Dar până la urma urmei, de unde era să știu că este one way? Este one way, băieți. Stai așa, pe partea dreaptă, da? Pe partea asta. Bagă-te, Bertica, arde-o. M-a luat și poliția. Ați văzut și voi, mi-a zis pe la poliția, hey, hey, one way. Bine, în mod normal trebuia să-mi dea amendă, că n-am cască, știi? Dar nu știu, frate, că aici uitați-vă și voi cât de puțini au cască aici. Este incredibil așa ceva. Dar în fine, nu, n-ai cum să controlezi. Aoleu, stai așa că eu merg cu semnalizarea pornită. Aici trebuie să știi să te lași cu ea, că dacă nu te-ai lăsat cu ea, n-ai făcut nimic. Dar e mișto tare, gândiți-vă că o să-mi iau în motocicletă, ce tare o să fie, ce vloguri facem. Dar nu știu cum să mă întorc înapoi, ia că fac aici dreapta. După fraierii ăștia. Mă lași, mă, să fac și o dreapta. Hai că fac și o dreapta pe aici. Ia uite pe ăsta, dă-te, băi! Aici e o zonă așa mai limitrofă. Ia uitați aici, papuci, acebice și carice, dacă vreți, sigur că da. De la Bercic al vostru. Ia uite-mă acolo, ce mândru mis. Oare reușesc eu să mă întorc pe strada care trebuie? Dar e autobuzul, mânca alaș. Ia uitați-vă și voi. Dar aici mi-e chiar, bă, vlogul ăsta, mie îmi place maxim, ești nebun. Mergi cu motorul, te plimbi prin Bali, n-ai nicio treabă. Este nebunie. Hai, da, bă. Da, nu da tare că mă doare, nici în ce că n-am răbdare. Aoleu, ăștia bubuie aici. N-are lux să treacă, ești nebun. Or. Îmi alunecam mâna foarte puțin pe accelerație. Gata, tată, suntem liberi. E bine când îmi tai ăsta aerul, știi, că merg în spatele lui și îmi tai el mie aerul. Bam, 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 a mai dispărut un gram. Hai, da, băi! Oare pe aici dacă fac eu dreapta? Aici cred că trebuia să fac eu dreapta, bă. Să-mi ba piciorul dacă mai știu pe unde trebuie să fac dreapta. Habar nu am pe unde am ajuns. Îmi pare cât de cât cunoscut, dar nu mai știu. A, ăsta este Baliu, amicii mei, un necunoscut. Ia uite, îi dai așa ca lumea odată. Cât de tare! Cât de frumos e, nu știu, frate, te simți bine de tot aici, te simți vesel, te simți altcumva. Păi mai ușor că dai mie de te măta. Ia uite, pe ăștia merg pe one way, pe contrașanț. Nu știu unde sunt exact, dar... Merge. Cred că acolo trebuia să fac dreapta, dar oare... Aici este sens unic, cred că este sens unic aici, cred. Când eu fi mai rău, așa și ni fi. Băi, eu trebuie să mă bag pe la umbră pe aici, să-mi bag GPS-ul, că nu mai știu pe unde sunt să mor, dacă mai știu unde sunt, ești nebun. Și cam atât, amicii mei, cu acest vlog, pentru că mi s-a descărcat GoPro-ul. Bine că am văzut la timp, vorbeam ca prostul degeaba, o să bag GPS-ul să mă duc acasă, iar eu v-am pupat, like-uri multe, pa, pa, mua.